fase 1, una volta al calundo, andiamo a casa di un bel appago. Onde era? Ma è il paese di un ce mai poți, ce mai băgat dopo? Acum. Nu mai știu care e. Am trecut iar de înapoi. Medicamentul va fi cel mai probabil înregistrat rapid și ca remediu pentru obezitate, dat fiind riscul reprezentat de kilogramele în plus în cazul infectării cu noul coronavirus. Această înregistrare se va face într-un ritm mai rapid. Și de ce se face într-un ritm mai rapid? Severitatea cazului de COVID este foarte mult influențată de cazurile de obezitate. Da, cu orice logică te duce la exact această finalitate. Hai să registrăm. Orice kilogram în plus sau minus influențează formele de COVID, ori în bine, ori în rău. Continuăm cu sport. Răzvan Malin, Vlad Chiricheș, Ștefan Radu și Denis Man sunt anunțați titulari în meciurile de fotbal din acest weekend în Italia. Are detalii Ovidiu Pețenchea. Etapa cu numărul 22 din Serie A a debutat vineri cu meciul Bologna-Benevento 1-1 direct pe DigiSport. Mâine de la ora 16 în direct la DigiSport 4, Răzvan Marin, mijlocașul Icarieri, este anunțat titular de Gazeta de la Sbac pentru meciul cu Atalanta tot mâine, dar de la ora 19 pe DigiSport 2, Vlad Chiricheș are șanse mari să fie titular la Sassuolo, meciul de pe terenul lui Crotone. În schimb, de la Gazde va lipsi Denis Drăguș. Ziua se va încheia cu duelul dintre Inter, Milano și Lazio de la 21-40. În direct la DigiSport 2. Ștefan Radu este anunțat titular în defensiva lui Simone Inzaghi. Meciul Verona-Parma în direct la DigiSport 2 la 20:45.